Салут, приятель, Михай Степанов, кон видео, дес пре монета и екоин. Значит, в видео врау са арет кум вум путя скуати бани, дечи пентру часто не ва требуи портофел EOS, каре примешти монета и екоин. Дечи то за чей бани, каре ну ече, и адунем акума, пына си ва адуна 1 миллиард уамень, трептату се спуне ка саптамана витуаре дежа, че не ва дори ечешти бани. Poate să-i scoate, dar nu recomand, căci prețul este de 2 dolari pentru 1000 de monete. Pe când cu timpul moneta poate să ajungă să fie 1 dolar pentru 10 monete, de 50 de ori. Poate să crească când o să fie în jur de 1 milion de oameni, va fi așa preț. Acum a început, de abia 2-3 zile de când se dezvoltă, are în jur de 30.000 de oameni înregistrați. Deci, este o aplicație în care este moneta dată, unde putem să creăm portofel, apoi scoatem această monetă pe această aplicație. Merge vorba de jetwombat.io. Este o aplicație care se poate instala și în browser, ca MetaMask, care de la Ethereum. Asta e de la EOS, pe smart contract ca monete EOS. Deci site-ul acesta va fi în descriere la acest video. Sunt 3 variante cum puteți descărcați dacă aveți Google Play, aplicația de dorit acolo. Eu ce-am arătat, eu am descărcat pe Google Play și acolo îndată a apărut moneta aceasta. Pe când în browser, direcția aceasta home nu-i. Deci este Wallet, Explorer și Setting. O leacă diferă. Ca să putem vedea monetele aici, trebuie să depunem inițial moneta EOS. Deci asta e diferența din versiunea browser de acea de pe smartphone. Deci ca să instalăm inițial, deci vă recomand să instalați pe browser. Creați portofelul deja pe smartphone, importați portofelul. Cum se face acest lucru, cu o să explic mai departe. Uitați-vă la unde mișc cursorul mai multe ori și o să înțelegeți ce trebuie făcut. Sau ascultați mai multe ori video. Deci, descărcăm o variantă aplicație. După aceea, de pildă, dacă o folosiți varianta cu browser, va fi așa ceva. Aici trebuie să apăsați buton de instalat Wombat EOS Wallet. La mine el deja este instalat. Trebuie să aveți un e-mail Gmail, altfel nu o să primească deschis, și să acceptați condițiile. După ce mergeți pașii următori, unde apare așa ceva, ce facem noi aici? Deci uitați-vă, în cazul când aveți portofel creat deja EOS, atunci apăsați pe import. În cazul când prima dată creați portofel, atunci apăsați pe crearea unui portofel nou, un account nou. Deci aici apăsați. Mai departe, apare așa ceva unde trebuie de ales unde o să păstrați informația secretă. Merge vorba de privat key pe Google sau pe Dropbox. Sunt două sisteme unde se poate păstra informația. Principalul să aveți niște parole bune aici. Și aici trebuie tot să aveți e-mail Gmail inițial deschis, dacă folosiți Google Drive. Eu am ales acest variant, am mers mai departe. Unde apare crearea portofelului, care el are un nume din 12 caractere. Caracterele sunt litere și cifre de la 1 până la 5. Deci dacă puneți 6, 7, nu o să primească.
символ розпочали тут на мерч. Діч, алеч комбінація дін доус продзаші. Унді, дак че воно спримешся пари курошу, дак і корект, а пари бутона чеса де апасат. Апасат спіел, пі урму мерч с майді парт, таша апасат спина жунджіцца на фінал. Ку інскрипція часта, фелі 4. Дежа птеса аксесац с дискидис екстенсия, дич. Пына ну фащат ши спас, но птеса нтра на... Аппликация с дым браузер. Дежа ну мэцэн минти, а чарут парола са ну чарут. Морчка с кэнде врем скватим портофелу. И ео с дича. Ла сеттинг. Дич птем трече ла сайт лунди се веди монета. Ши приват кей, так врем с ласкуатим дича. Майди парти. Сауса не дизлогем. Портофело. Эксплорер. Ла унли монете. Mai mult legat de EOS, deci așa varianta gratis. Monetele apare în varianta Pro, unde trebuie de depus în portofel ceva monetă EOS. Moneta EOS își costă în jur de $5, $5 ceva, mai cursul. La monetă pe CoinMarketCap. Deci cam atât cu portofelul. După ce ați creat portofelul, puteți, eu așa am făcut, am descărcat aplicația pe telefon, după ce și când am intrat am făcut import la portofelul meu și în portofel deja aici moneta se vede deodată. Asta diferența că în aplicație descărcat telefon noi deodată putem să vedem dacă au venit, nu au venit monetele, neavând moneta EOS. Pe când aici trebuie de depus niște monetă EOS, după aceea apare. Cam atât pentru început. Restul deja trebuie și sinistător să mai studiați. Sunt foarte multe surse pe internet, în principiu de unde și eu mă informez. Ca să fiu mai repede accesat, vă recomand să vă înscriți la canalul meu Telegram, unde eu mai des sunt, puteți careva întrebări să dați sau să fiți la curente cu unele noutăți care nu le plasez în video, de pildă ceva operativ și urgent. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.